povești foarte utile pentru cei care vor să le cunoască. Le puteți dezvălui, dragi, de fapt, domnul Ionel Stoica le dezvăluie foarte frumos în cartea Prietenii din Arena AS. Să știți că am răsfoit-o și eu cartea, m-a încântat foarte mult, chiar am și discutat cu dumneavoastră la un moment dat, că fie, dacă vrei să citești, spre exemplu, despre Hagi, te duci și citești povestea descrisă de dumneavoastră. Dacă vrei să vorbești despre Marcel Răducanu, ia spuneți-mi, toți acești oameni pe care i-ați nominalizat aici sunt 13. Haideți să... Cine sunt, domnule Ionel Stoica? Nu mi-am dat seama, le scriam și nu mi-am dat seama câte capitole vor fi. Așa. Dar într-un fel am făcut legătura înainte, acum au început să schimbe regulile. O echipă de fotbal avea 11 jucători și două rezerve. Și interesant. Și într-un fel așa s-a ajuns la 13. Da. Acum, păcatul este, și tristețea, că din păcate numai trei din aceste personaje mai sunt încă printre noi, mai trăiesc. Incredibil. Marcel Răducanu, Mihai Leu și Hagi. Gică Hagi. În rest, Dobrin, Oblemenco, Dancoe, Didi Prodan, Nicolae Raina, Ștefan Covaci, Ion Alexandrescu, Mircea Angelescu, Dan Spătaru, Ivan Pasaichin, din păcate nu mai sunt printre noi. Cartea are și un subtitlu care într-un fel explică ce se dorește și ce mi-am propus, care a fost ambiția mea, personaje cunoscute, întâmplări neștiute, povești inedite. E clar, despre oamenii ăștia s-au spus, s-au scris, s-au vorbit foarte mult. Cu cât era mai mare expunerea, cu atât se vorbeau vrute și nevrute, adevărate sau neadevărate despre ei. Și atunci se pune întrebarea, ce mai putem afla de la X despre Hagi sau despre Pasaichin? Ei bine, dacă veți avea curiozitatea să citiți cartea și să aveți, să vă asigurați acest răgaz, veți descoperi lucruri cu totul și cu totul inedite, pentru că eu mi-am bazat cartea mea pe amintirile personale. Bine, unde e nevoie, sunt corelate cu informații de statistică, de palmares, da, pentru că astea sunt definitorii pentru un om din sport, dar în primul rând este vorba de întâmplări, de experiențe personale pe care eu le-am avut de-a lungul anilor cu acești oameni. Toți cei enumerați, aproape toți, au fost, nu invitați, anfitrioni în Arena AS, acolo îi veneau împreună cu familia, familia lor, cu prieteni apropiați, noi le făceam niște surprize prin diverse rubrici, îi îndemnam așa să se devoaleze în laturi pe care lumea n-avea altfel cum să le cunoască. Am avut șansa să fiu, să spun așa, agreat de acești oameni și de alții, dar aceștia sunt în prima carte, să petrec cu ei ore minunate și să le fiu alături nu numai în clipele alea de triumf, de bucurie, ci să-i cunosc și în momentele de cumpănă, momentele de tristețe, de bucurie, de nereușită, da. De probleme chiar din familie, nu numai din domeniul sportiv. Și atunci am realizat de ce amprenta lor publică este atât de puternică, de ce sunt și rămân atât de adânc încrustați în sufletul și oamenilor din atâtea generații, pentru că sunt oameni de vârste cu totul și cu totul diferite. Da. Narosii mei spun încă o dată. Dar mi-am dat seama că, sigur, fiecare dintre ei a avut un talent, a avut un har, dar efectiv au muncit ca la galere. Și pe de altă parte au fost niște oameni extrem de corecți cu ei, cu viața, cu sportul pe care și l-au ales. Asta le-a asigurat longevitate, asta le-a asigurat succes, asta le-a asigurat și au lăsat în urma lor palmares, un palmares fără egal. De exemplu, Ivan Pasaichin. Spuneam, e și o chestie de destin. Vrând nevrând, viața parcă te face să înțelegi niște lucruri. Ei bine, Ivan Pasaichin s-a născut pe 26 noiembrie, la Mila 23, micuțul Sătuc Pescărez în inima Deltei, dar ce era această zi de 26 noiembrie? Era ziua Marelui Hram la mine. Era sărbătoarea numărul 1, da. Sfântul Ioan Gură de Aur. Dumnezeu, n-ai cum să nu-ți dai seama că omul ăsta a fost născut la zi mare pentru un mare destin. Adică sunt niște legături pe care viața te obligă să le faci. Mai este un element care, scriind, punând pe hârtie, îl realizezi și atunci îl scoți în evidență. Ei bine, sportul în care Ivan s-a afirmat,
deci încoată repet, născut la sfârșit de 49 noiembrie. Ei, sportul ca noi în România, știți când a venit? În februarie 50. Deci nu poți să nu spui că sunt lucruri aranjate de cineva de sus pentru drumul acestui om. Domnule Ionel Stoica, ce spuneți dumneavoastră acum și uite, aș vrea să... Îmi place motoul acesta din cartea dumneavoastră. Dacă n-am crede în prieten, nici speranță n-am avea. Mi-a atras atenția încă de prima dată. Dumneavoastră sunteți un om fericit pentru că ați avut șansa să-i cunoașteți personal pe acești martiri, aș putea să le spun, ai sportului unii românesc. Unii au fost martiri, alții nu. Fiecare a excelat în sportul pe care l-a desfășurat cu atâta credibilitate, aș putea să spun, și au demonstrat lucrul ăsta. Dumneavoastră, sunteți omul care le-ați cunoscut poveștile. Sunteți comentatorul sportiv care le-ați analizat, i-ați analizat pe viu când au greșit, când au făcut lucruri bune. Sunteți omul care i-ați invitat în studio. Sunteți un fericit din sigur toate unghiurile da. Astea. Nu-s cuvinte mari, pot spune chiar mi-au înnobilat viața, mi-au înfrumusețat viața, da, pentru da. Că să ai asemenea prieteni, să fii contemporan cu primit ei și... să fii primit în apropierea lor. Da. Este o performanță, o realizare a vieții cu care sigur mă mândresc. E, și atunci am considerat după ani și ani de zile, chiar debutul meu este debut acolo. Târziu, la 70 plus, am zis, nu comit o impietate povestind lucruri pe care le-am trăit alături de acești oameni, pentru că nu au fost lucruri degradante, ci au fost lucruri care, într-adevăr, îi pun și într-o altă lumină. Oamenii care îi cunosc din această carte vor vedea și alte nuanțe ale personalităților acestea extraordinare. Și este cea mai bună dovadă... Asta e surpriza. Și apropo de prietenie, dacă n-am crede în prieteni, nici speranță n-am avea, este versul unui cântec la care am lucrat, chiar mi-a aparținut acest cântec. Era o trupă prin anii 70, Metropol din Oradea, maghiari, patru maghiari, cu care m-am prietenit la Costinești, unde mi-a petrecut mulți ani. Acolo am cunoscut și pe Ivan Pasaichin, de acolo a început și să construiască prietenia noastră. E, această trupă, numai de maghiari, de niște băieți extraordinari, cu Bela Radului și toți, am lucrat cu ei la un cântec care a dat titlul unui album, Sunetul în zbor. Și aceasta era melodia numărul 1 după LP. Se înalță splendură și era această imn adus prieteniei. Poate că este unul dintre cele mai frumoase sentimente care ne însoțesc în viață. Și se și spune că omul care are amintiri și prieteni este un om bogat.